Hristos a înviat, domnilor consilieri. Adevărat, Ați fost convocați astăzi în ședință ordinară prin dispoziția primarului numărul 83 din 12.04.2023. Dacă îmi permiteți să prezint, să spun la vot procesul verbal de la ședința anterioară, cine este pentru? Și să prezint ordinea de zi, deoarece trebuie să aprobăm președintele de ședință pentru astea trei luni care urmează. Da? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-mai-iunie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Puncești a drumului de exploatație agricolă 1140-1, în suprafață de 4071 metri pătrați. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 143 din anexa de la inventarul domeniului public și actualizarea valorii de inventar. Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeței de 550 metri pătrați teren în compensare, numitelor Chedveș, Malvioala și Iosub Maria, conform sentinței civile, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statutului Comunei Puncești, proiect de hotărâre cu privire la implementarea la nivelul UAT a strategiei naționale anticorupție și diverse. Cine este pentru? Aș dori să prezint proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Așa cum s-a stabilit prin regulament, în ordinea alfabetică, urmează domnul Manea Vasile pentru cele trei luni. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru... Hristos a înviat! Poate am emoție, știu? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a lucrărilor de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social 2023. Inițiator, primarul Comunei Puncești. Dau cuvântul doamna viceprimară. Dau cuvântul doamna viceprimară. O să vă prezint planul de acțiuni și lucrări care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în acest an. Lucrările sunt cam aceleași pe care trebuie să le efectuăm cu cei de la 416 și se axează pe ecologizarea și întreținerea păraielor, pârâul Petrești și pârâul Fulgeriș, prin curățarea malurilor de vegetație, decolmatare de aluviuni și vegetație, toaletarea arborilor și arbuștea de aceea. Ecologizarea și întreținerea zonei adiacente a drumului județean 252. De asemenea, prin colectarea deșeurilor, decolmatare și toaletarea vegetației. Ecologizarea și întreținerea străzilor și drumurilor locale. Întreținerea rigolilor și a canalelor de colectare a apelor pluviale de pe străzile și drumurile locale. Lucrări de întreținere și ecologizare a terenurilor de sport. Lucrări de întreținere în zona exterioară a căminilor culturale de pe raza Comunei Puncești, lucrări de întreținere a zonei exterioare de pe raza instituțiilor Comunei Puncești, toaletare de arbori de pe raza Comunei, lucrări de întreținere în zona bisericilor și a cimitirilor de pe raza Comunei, întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale de pe raza Comunei prin îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale și împrăștiere a materialelor antiderapante, întreținerea în sezonul rece a zonelor exterioare ale primăriei, școlilor, căminilor, dispensarilor de pe raza Comunei, întreținerea troițelor și a monumentelor de pe raza Comunei și alte activități de interes și utilitate publică care se ivesc pe parcursul anului. Acestea sunt lucrările pe care beneficiarii de ajutor social sunt obligați să le presteze. Dacă sunteți de acord sau dacă aveți propuneri, cine este de acord cu acest plan?
Putem trece la punctul 3? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public a Comunei Pâncești a E 1140 el în suprafața de 4771 de metri pătrați. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Dau cuvântul domnului. Da, fiind atât de pagină, trebuie și eu pe sabătul Hristos în viață. Și bine, ne-am reîntâlnit în ședința de Consiliu din 18.04.2020. La referitor la punctul de ordine de zi cu introducerea drumului de exploatare 1140 pe un suprafață de 4771 metri pătrați. E vorba de proiectul care știți dumneavoastră că a fost depus pe fondurile europene. De drumul de realizare, drumul de exploatație, de la asfaltul de la Gânceana, care se facă legătură cu DNS de alt, pe linia Chileben, inclusiv se racordează statul Chileben. Deci va coboră și înspre Chileben și merge pe prima linie, pe la, cum zicem noi, Crucea lui Sufească, sau cum așa se spune. Da, și merge coboară la Chileben, ori, suce prin, trece prin păduri și mult un segment acolo de drum care nu a fost intabulat, nu a fost introdus în domeniul public și nu a transmis de la București la Ministerul Dezvoltării că trebuie introdus în domeniul public. Fac referire la acest proiect că noi am avut punctaj de 98 de puncte, deci eram printre primele comuni din nord-estul țării care beneficiam de fondurile europene, dar s-a introdus paragraful ăsta cu să fie, noi le-am avut intabulate, dar nu a fost introdus în domeniul public. Și am băgat să fie introdus în domeniul public. Deci, la total, pe total țară au fost 105 proiecte care s-ar fi trebuit să finanțeze și s-au depus 150, că e 1,30 sau 1,35% de depunere, să aibă de unde selecta. Și după ce s-a introdus chestia asta că să fie în domeniul public, nu numai intabulate, că intabulate le aveam cam toți, au căzut, au rămas numai vreo 7 proiecte la nivel de țară. Și acum s-a reluat, după aproape un an de zile, s-a reluat, se va relua finanțarea din august, am văzut calendarul pe sesiunea 2023-2027, pe fonduri europene, pe național, cum spunem noi, pe AFIR. Și sunt suficient de sume și am convingerea că vom primi finanțare. Proiectul, în linii mari, nu sunt mai necesite mari modificări, deci mari cheltuieli nu o să avem pe acest proiect de al doilea depune. În schimb, o să mai aibă treabă urbanismul cu primarul, cum mai sunt avize care s-au expirat, să le luăm la capăt, dar asta e. În principiu nu suferă mari modificări și dacă reușim până în toamnă să ne, până în august, septembrie, când să primim introducerea în domeniul public, deci practic facem modificare la tot inventarul public al Comunei Pâncești. Și durează câteva luni, noi de asta am și luat-o mai în față un pic, am zis că 3-4 luni sperăm să dăm. Acestea sunt despre acest proiect. Acum mai sunt întrebări și răspunde la explicație de referitor la acest proiect. Sunteți de acord? Sunt. Împotriva, tine? Putem trece la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 143 din anexa inventarului domeniul public și act. Actualizării valorii de inventar. Inițiator, primarul. Deci, la poziția 143, odată cu modificarea inventarului public al comunii, avem obligația să actualizăm valoarea de inventar a căminului cultural care s-au făcut pe fonduri europene. El avea o valoare atunci și acum o să adaugă valoarea din proiect, care a fost plus 20 de 2 milioane de lei sau 2 milioane de lei. Și în afară de asta s-a mai găsit o diferență de un metru pătrat la teren care nu corespundea. Deși la notar eu am dat o declarație că între intabularea de acum 20 de ani când s-a făcut cu aparatura care a fost, un metru pătrat la
Supravegherea se încadra în eroare și notariatul nu a acceptat că dovadă că a mers cu finanțarea mai departe. Dar în inventarul public că trebuie să modificați și metrul ăla pe toată care e cerii. Deci asta e, despre asta e vorba la acest proiect. Se introduce în valoarea căminului cultural în inventarul public. La vot. La vot. Supun la vot. Împotriva, abține. Putem trece la punctul 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeții de 550 de metri pătrați, teren compensat numitorului Chelveș Marioara și Iosu Maria, conform sentinței civile, inițiator primarul Comunei Plăgești. Domnule consilier, despre ce e vorba? Avem o hotărâre judecătorească, este o judecată din 2010 până în 2014 și ultima notificare a fost în 2015 de către Cabinetul de Avocatul Valeria Lupu, prin care notifică să punem în posesie. Acum aș face o introducere ca să înțelegeți despre ce e vorba. E vorba de persoane care au solicitat terenul de la atelierul școală pe sus. Deci, Chedreș Marghioala, urmașii lui Chedreș Marghioala, și Iosu Maria, să le dăm compensare. Fosta conducere, fostul primar cu comisia locală, de, la momentul când avea obligația să pună în posesie hotărârea judecătorească, să îi pună în posesie pe proprietari, nu a acceptat schimbul care li s-a oferit. Deci, practic, era vorba de, după cum scrie, suprafața de 1174 de metri pătrați, prin compensare în echivalent pe amplasamentul identificat în suplimentul raportului de expertiză topo, cadastrat la filele 108-110 din dosar, teren arabil T1, P2, P122, satul Fundufăi, comuna Pâncești, județul Bacău, cu vecin, la nord, Radu Mihai, la sud, drumul de exploatare, la vest o rezervă. Deci, li s-a atribuit suprafața asta în puzul cealaltă de la fundul Văiu, unde mai avem niște case în planul 2, unde un drum pe mijloc acolo. Și ei au refuzat urma și nu au acceptat. Și atunci au rămas în aer, că nu au putut să pună în posesie. Acum, în ultimele 3-4 luni, au venit un urmaș de-a lui Iosub Maria și au împuternicit pe cineva în nume propriu să primească acest schimb cu persoane de plătire. Nu a fost de multe ori la primărie, am discutat pe ei și ca să putem da schimbul ăsta, trebuie hotărârea de Consiliul Local. Și la suprafața de 426 de metri pătrați, despăgubiri bănești. Asta se înscrie în niște liste care vor primi în 10 de ani, când se va da de la stat, că statul român trebuie să-i despăgubească. Acum a acceptat schimbul ăsta? Nu acceptat. Da, eu acceptat cu următoarea condiție, că după ce faci schimbul, să facem noi schimb iar cu școala. Eu nu prea am înțeles multe lucruri din ăsta, dar primul pas trebuie făcut, cu acceptat schimbul. Și din punctul meu de vedere, ca așa plumă acesta... Acceptat schimbul, ce se mai facă? Păi după aia rămâne cu schimbul, știți? Și da, acolo accept, acolo... Da, o să vedem că deocamdată... E numai lui Iosu Marghioala, să vedem și al lui Chedreș Marghioala, lui Iosu Maria, lui Chedreș Marghioala, dacă de acord. Dar noi, dacă avem o reprezentat, sunt suficient de mulți, că și la 5, la Iosu Marghioala și la celălalt. Nu numai una, nu unul a fost în sectar. Da, i-au făcut cei. Dar e ca la dezbatere succesoară. Cere unul și după aia când ajung la notar, văd ei dacă se fac sau nu se fac. Eu... atribuire destul de greoaie. Eu în prima fază am adică am gândit-o ca să fie și ei mulțumiți să le lăsăm în drum de servitute. Că practic îi cer prin notificare și prin proces, cer să le se dea în bată sat în Pâncești unui avocat. Și am zis că găseam o soluție să lăsăm un drum de servitute pe lângă domnul frate Costică, să intre în spate și să-și facă casa acolo în spate și să rămână pentru atelier, numai cât ocupă terenul cu 4 metri, care nu obligă legea să fie în jurul atelierului în caz de incendii, se poate că așa prevede legea, știți? Și atunci era cam 550 de metri pătrați, care am cerut noi prin hotărârea noastră. Dar ei acum văd că vor schimba asta.
să alegeți, dacă să decideți cum... La fundul voi... Acolo, tot acolo. Da. Dar eu să mulțumesc cu schimbul ăsta. Vor să revin înapoi. Hotărârea e cum e dată de atunci. Deci e foarte greu să pui eu acum o hotărâre judecătorească de 14 ani. De 13 ani. O să fie o treabă destul de complicată. Spune reconstruirea drept de proprietate asupra terenului spre față de 1.600 pătrați pe numele reclamantelor, după urmea spre față de 1.174 metri pătrați prin compensare în echivalent pe amplasamentul așa. Da, ei spun că după ce le dăm schimbul ăsta, am găsit eu un articol de lege să fac iar schimb cu primăria să-l dăm școală. Și am zis, dar ce înseamnă să te scapi în așa? Păi da, ori îți dăm deodată dacă e legal, dar nu e legal. Deci, practic, ca să-i dăm... Păi e în inventarul public. Ar trebui să scoatem din inventarul public suprafața din spate. Deci asta ar fost cea mai bună variantă și mai plauzibilă. Adică, doar să înțelegem și vechiul proprietar, că i s-au făcut cu forța școala pe terenul acolo. Dar trebuie să înțelegem și legile, că nu putem distruge școli, spitale, că vrea proprietar teren de sub școală. Dar ce rămâne nefolosit, dar trebuie să revină proprietarul. Este un pic teren în spate acolo. Da, sunt 17 ani, 16 ani, 1.600 metri. Deci până mă rog bucata aia. Da, noi respectăm hotărârea admiterea. Deci aici scrie clar că îi dăm la fundul făi și mergem pe hotărâre, să-i punem în proces cu hotărâre. Și după ce terminăm cu punerea în proces cu hotărârea, să-ți mai dea o dată judecat, vin cu altă hotărâre care îi spune mult alt de colo-colo. Sau ce spune hotărârea? Dar de ce nu se poate pune impozitie de prima dată acolo la școală? Păi hotărârea e pentru... Ce-a fost care trebuie să respectăm hotărârea judecătorească. Deci ce spune... judecător. Și respectăm pe aia și la zi. Da. 26 statul sau primul? Statul, statul. Da, da. Da, 426 metri pe zi, la fel de statul. Deci, practic, trebuie să... La cine? E blocat. Cu ce e mașină? Sunt în chereste. Ia să iasă mașina cu chereste. Da, practic, nu facem decât să punem în aplicare o hotărâre judecătorească care nu a fost pus în aplicare, tot din cauza lor, că nu a acceptat amplasamentul ăsta. Acum îl acceptă, până și după aia o să mai vedea. O să vină cu altă hotărâre, să mai dea judecat odată. Respectăm hotărârea? Da, respectăm hotărârea judecătorească, nu avem multe variante. Acum ei ne acuză că de ce nu vrem să-i punem conform hotărârii. Și îi punem conform hotărârii, dar ne trebuia hotărârea de Consiliul Local, că hotărârea judecătorească va fi pusă în aplicare. Conform schiței legii, da. Deci nu facem nimic în afara legii, totul e pe lege și nu văd. Sunteți de acord? Abține? De aici spune la, la avocată, depuneți toate diligențele pentru a fi pus în posesia suprafeței de 1.600 metri pătrați de reîntravilan situat în sat Pâncești, așa cere avocată. Avocatul ce cer, noi respectăm ce vrea judecătorul. Avocatul e plătit de persoana în cap. Ce cer de avocatul. Da, noi sentința judecătorească o respectăm. Și avocații vorbesc, da. Sentința e importantă de pus în aplicare. Putem trece la punctul 6? Da. Proiect de hotărâre privind privire la aprobarea statutului Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Despre ce e vorba? Pentru asigurarea transparenței și a informării digitale, cum se spune acum, trebuie să aprobăm statutul Comunei Pâncești. E o lucrare de 150 de pagini care o să juritorii pot să o citească pe internet și se referă la modul de lucru și de organizare a OAT-ului. Deci la capitolul 1 avem administrativă Comuna Pâncești, este persoană juridică de drept public, capacitate juridică de plină și patrimoniu propriu. A, B, punctul B. Subiect juridic de drept fiscal, deci ne facem veniturile proprii. Titularea drepturilor și obligațiilor ce decur din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat a acestea, precum și raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condițiile legii. Punctul de Comuna Pâncești este alcătuit din 7 sate, Chilebeni, Fulgeriș, Bienez, Pâncești, Reședința, Motoc, Petrești, Soci și Fundul Văiei.
Are sediu în satul Pâncești, măcarul Pâncești, la numărul 57, strada principală, cu codul fiscal 445552. Se află în partea centrală estică a județul Bracov, pe malul stâng al Sretului, în zona unde primește ca afluență Fulgeriș și Soci. Vecinii, cred că știm cu toții, ca și comuni, dacă vreți, le spunem, Râul Gălceana, Burgeștul la vest, la nord Parincea, la sud Corbasca. Rețeaua de drumuri, avem 252, 252B, 252C, 252F. Cam astea drumurile. Cum la Pâncești, iar de clima. Aici, care o vedeți, în schimbare, erau cu 4 ani în timp, acum avem cam 2, unul de iarnă și unul de vară. Oricum, tot ce există în statutul comunii va fi afișat public pe site-ul primăriei Pâncești și doritorii pot citi de acolo tot ce da, vă sunt cuprinse, dacă îmi permiteți, toate datele comunii de identificare, plus consiliere după Revoluție, primarii după Revoluție, viceprimarii. A, găsesc mai multe date acolo, dar eu o să citească și o să-și vadă. Regulamentul de organizare. Sunteți de acord? Îi pun la vot. Împotriva, abțineri. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind implementarea la nivel UAT Pâncești în Strategia Națională Anticorupție. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Mă puteți inițiați așa ceva, domnule? Doamne, noi luptăm din răspăteri pentru diminuarea anticorupției. Dar de când? Anticorupția se poate... Da, poate fi și la nivelul Consiliului Local, la nivelul consilierilor, atunci când nu votează în interesul public, în interesul personal sau unui grup restrâns. Deci pot fi acuzați de... Pentru că noi, executivul, ne conducem după legislativ, legislativul Consiliului Local. Mandatul ăsta a spus că nu l-a pe conducere. Deci inițiată ești domnul Piuma. Da. Citim ce spune aici. Am vrut să vă dau un drept la ceea ce spuneați. Nu să știe, din cauza după 5 ani. Nu, dar nu. Comunitatea noastră teritorială Comunei Pâncești de Sobacă, o unitate de autoritate cu rol de asigurare, respectarea drepturilor și libertăți fundamentale ale cetățenilor, la prevederile Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, decretelor președintelui României și a hotărârii de ordonanță de guvern, a hotărârii Consiliului Local, la Consiliul Județean, cerează, dispune măsuri necesare pentru aplicarea ordinilor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrative teritoriale. Asumăm valorile fundamentale ale principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025. Recunoscând importanța obiectivelor SNA pentru perioada 2021-2025, sprijinul principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de completarea exclusivă a unității administrative teritoriale. Adoptăm prezenta declarație prin. Se confirmă angajamentul că la unitatea administrativă teritorială a Comunei Pâncești se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție. Condamnă corupția și toate formele în care se manifestă, precum și conflictul de interese și incapabilitatea ca fiind forme ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta. Și exprimă în mod ferm angajamentul de continuare a efortului anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare. Împreună cu reprezentanții instituției, adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incapabilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus decât orice alt interes. În acord cu respectarea principiului transparenței, procesul decizional și accesului neîngrădit la informații de interes public. Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă.
susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicarea standardelor legale de integritate reflectate la inventarul anexe din SNA 2021-2025, contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigurarea implementării cadrului legislativ anticorupție ce vizează în principal prevenirea corupției și în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planului de integritate și dezvoltare sistemului național de monitorizare a Serviciului Național de Anticorupție la SNA. Strategie, pardon. Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției enumerate în anexa 3 din HC numărul 1269 din 2021 privind aprobarea SNA din 2021-2025. Această declarație a fost adoptată de către Primarul Comunei Pâncești de Subacau. Nu e greu. Aici, dacă vreți să mai facem așa ca o dezbatere, cel mai ușor e să prevenim faptele de corupție, nu să le combatem. Că combaterea o face justiția și atunci e mai grav. Deci noi trebuie să ne ajungem acolo, să prevenim, să găsim, să respectăm legile, să asigurăm transparența decizională, tot ceea ce ține de cheltuirea banului public și de legalitatea cheltuirii banului public. Legea spune în felul următor. Să respectăm și să asigurăm partea legală de cheltuirea banului, dar nu pe obiectivele pe care nu spune nimeni pe ce obiective să cheltuiești banii. Asta stabilește Consiliul Local. Deci nu poate prin lege să spună nu facem drumul acolo, facem dincolo sau alt obiectiv. Deci noi, Consiliul Local, cu primar, viceprimar, conducerea primăriei, prin referate care depunem vorba de legalitate, nu de oportunitate. Exact, da. Și atunci vedem ce trebuie, care ce mai oportun și mai urgent. Deci, considerăm că până la ora actuală au fost lucrările, ce puțin așa le văd eu, cum de vedere, și Consiliul Local au fost de acord cu toate lucrările care au fost făcute până acum. Nu am avut lucrări făcute în afara bătării Consiliului Local, deci considerăm că da, cam asta e. Supun la vot. Cine este de acord? Trecem la? Diverse. Diverse, concret, diverse. Cine vrea să-mi scrie la cuvânt? Dacă vreți să vă mai completesc ceva la diverse, așa să aveți care ce se întâmplă în comună, deci s-a semnat domnul județean 252B, care semnează la nivel de județ, cu domnul președinte la Consiliul Județean, care pleacă de la Chifane, de la intersecție, deci până la Tamaș. S-a semnat finanțarea. Sperăm că până în toamnă să consume perioada de licitație și dacă nu, anul ăsta, la anul sigur se va asfalta. Nu știu cum. De la începutul ședinții, asta vreau să întreb. Da. Drumul da, de tău. Cam știu ce. Nu știu cum se întâmplă. Drumul de tău. Poate fi în două tronsoane. Cineva acolo, fiernă să plece de la Pâncești către Giosen și una de la Giosen către Pâncești. Cum a fost corbasa cu Giosenă și el să întâlnesc. Da, să vă faceți sigur. Eu mă nu știu întreba până din Giosen. Pâncești Giosen. Pot fi împărțit pe tronsoane și ia unul într-un, depinde de licitație. La bază. Da, mai avem emisă și noi săptămâna asta s-a emis autorizația de construcții pentru cele 7 drumuri de interes local pe Angel Salini, care sunt în procedura de licitații, deci știți care sunt alea prin Poiană, Valea Mercică, pe la Cartoar. În Poiană sunt 3-4 și dincolo 2-3-7, total 7. Suntem în procedura de licitație, avem toate avizele, autorizația eliberată, sperăm că în 2 luni de zile, 3 să se lucreze la ele.
aceea mai avem semnate școala de centru aici și casa specialistului la Petreș, care adunăm acum aviză pentru el, pentru eliberarea autorizației de construcție. După ce dăm autorizația, putem scoate la licitație. Sperăm că într-o lună de zile să avem autorizații, două maxim, la toate școlile. Ține foarte mult la situații de urgență, pompieri, de exemplu, la școală. Ține foarte mult să schimba din legi, e mai greu. Restul le-am cam obținut sau suntem în curs de le obținut. Am ca obiective mari. Suntem pe proiectul cu gazul metan. Să prelugim certificatul de urbanism, că e luna asta se închide și e. Da, suntem pe atribuirea delegația de atribuirea celor care vor exploata gazul. S-a auzit ceva cu gazul ăsta. Avem voie să punem centrale? Da, da. La casă sau nu? Nu, numai la bloc, probabil. La casă... Și cum poate ne interzice și la blocuri? Nu ai cum, la casă îți dă voie. Trebuie să ai camere special, care ai suprafața de vitrare. Așa și cum să nu îți ia voie. Da, ajungi la cel mai... Așa dacă te duci locul într-o boxă, nu îți place, da. Da, cu respectarea, o să fie un proiectant care vine la fiecare casă. Și când îi scoate din comerț, când îi face. Mai, acum să vedem instalația făcută. Da, ce vreau să vă zic, domn primar? Ieri a fost ieșire la morminte la Petrești, acolo la cimitir. Da. E ca să auzi. Și-o venit mărbarea și a zis, tot lumea, măcar niște balasul, dar prima dată nu balasul, că i-am vorbit și cu doamna viceprimar. Ar trebui cu greierul, făcut și înclinat, să ducă spre Năstas, să ducă apa aia, să iasă dincolo, o ieșe pe asfalt. Nu îl luă până în vraghi acolo. Asta acum ar trebui îndreptat cu autogrid. Acolo e o problemă cu drumul acela, pentru că trebuie o lucrare destul de serioasă. Haideți că vă spun eu despre drumul acela, de ce chiar n-am mai vrut să acționăm pe el recent, că stratul de balast e suficient de gros, dar nu avem șanțuri și din cauza șanțurilor pământul de pe vegetal vine pe mijloc, da. E adevărat. Dar tot pe calendarul european pe AFIR din 2000, din august, am văzut că avem și pentru drumuri de interes local. La drumurile de interes local ne cere punctaj. Acolo avem punctaj că avem monument istoric și sper să prindem 30 de puncte pentru asfaltare. Deci următorul proiect care îl vom face până în toamnă o să fie modernizarea tuturor drumurilor care au canalizare, sigur, și care sunt cu monumente istorice care ne aduce punctaj. Bineînțeles, tot pe intravilan și că așa prevede legea. Și eu chiar am calculat, sunt câteva, vreo 3-4 km de drumuri. Cum au rămas Valea Lazăru, la Plătănești, la Dinies, tot, la Marea Sâmpe, acolo, până în Argeaf, în Schiene, acolo. Deci Dinesul tot, nu a asfaltat nici o palmă în afară de 90 ani. Până Cerștiul se va termina tot. Și Petreștiul, strada aia a mai rămas. Și, poate e spre binele nostru. Da, o mașină de sort o să punem, dar nu e... La prima dată asta trebuie, uite, am avut să de inclinație, să ducă spre... Bă, la un ăsta, dar nu sunt șanse. Da, luăm în calcul și o să o trimitem. Cum să scurge un pic? E adevărat că ploi multe creează un disconfort, dar și lipsa ploilor creează disconfort. Că anul trecut ne-a creat un disconfort la buzunare ca la toți fermieri. Trebuie amenajată și trebuie drumul și ăstea și o să-mi poia bani și o facă. Bă, nu, corect, da. Cam asta e. Unde? Vă mulțumim pentru participare, vă dorim succes în activitatea fiecare. Să ne regăsim.